Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii de la Constanța News TV. Astăzi stăm de vorbă cu domnul primar de la Hârșova, domnul Viorel Ionescu. Bine ați venit din nou în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am regăsit. Iată, ne revedem. Ultima oară era imediat după alegeri. Chiar dacă vorbim despre dumneavoastră fiind un primar reales, da. Normal sunt alte realități, ca să spun așa, rezultate din alegeri. Aveți consilieri noi, aveți un consiliu local complicat, aș spune. Nu mai deloc complicat. Nu e complicat. Sunt puțin acum, știu, înfierbântați noi consilieri, dar ușor, ușor se va relaxa situația persoana respectivă și lucrurile vor intra normal. Da. Spuneam că iată, au trecut câteva luni după alegerile locale. Suntem, e adevărat, tot într-o forfotă politică, pentru că urmează alegerile parlamentare. Teoretic nu v-ar afecta ca și primar, dar vă afectează cu siguranță, pentru că fiecare partid politic încearcă în perioada asta să nu să-și facă un capital de imagine. Într-o formă sau alta, fiecare cetățean al României este afectat și va fi afectat și după alegeri. Da? Depinde acum să vedem, îi dăm conotația pozitivă sau conotația categoric negativă. Categoric, votăm pentru 4 ani. Votăm pentru următorii 4 ani, votăm pentru viitorul nostru, al copiilor noștri, toată lumea spune, dom'le, votăm pentru viitor și după aceea sper să nu avem acea... Va fi o dezamăgire, efectiv, să vedem că lumea refuză să iasă la vot. Nu. Asta, vedeți, începem poate cu sfârșitul. Fac apel pentru început să se iasă la vot. Pe 6 decembrie trebuie să ieșim la vot, trebuie să ne hotărâm noi viitorul. Da? Suntem supărați, suntem frustrați, suntem cum suntem. Statul acasă nu este o soluție. Implicarea este cea mai bună soluție. Și atunci invit, îi rog pe hârșoveni și toți cetățenii, bineînțeles, să iasă la vot. Și acum să închidem această mică paranteză. Este mai mult decât campanie electorală, este o perioadă foarte complicată cu datorită sau din cauza pandemiei. Avem, iată, foarte multe localități, inclusiv în județul nostru, intrate în carantină, inclusiv municipiul reședință de județ Constanța este în carantină pentru 14 zile. Care este situația la Hârșova? La Hârșova lucrurile sunt bune momentan. Am și făcut un apel pe rețeaua de socializare, pe contul meu de Facebook, prin care am dorit să transmit, de fapt a fost un apel, a fost doar un mesaj, da, prin care am dorit să sting acele deja discuții, cum că se va carantina și orașul Hârșova. Nu, noi nu suntem în această situație. Incidența era 2,5. Da, vorbesc de ziua de ieri, nu am primit astăzi, dar cu siguranță lucrurile sunt ok. Nu avem acest risc în momentul de față. Când va fi, voi anunța din timp cetățenii. Am avut două zile și noi incidență peste 3, am intrat, să spunem, în zona aceea roșie, dar ulterior am ieșit și stăm acolo unde situăm. Am avut 1,9, 2,5, pe acolo. Da. Lucrurile sunt bune. Atât timp cât cetățenii vor înțelege și vor conștientiza faptul că trebuie să ne protejăm puțin și protejându-ne pe noi, protejăm și pe cei din jurul nostru, eu cred că lucrurile vor fi ținute în continuare sub control la Hârșova. Repet încă o dată, opțiunea fiecăruia vis-a-vis de, sau mă rog, toți avem libertatea propriei noastre abordări asupra virusului, da? Nimeni nu interzice și nu-ți spune părerea vis-a-vis de acest virus, dar cu toții avem această obligație de a respecta acele reglementări stabilite de autorități centrale sau autoritățile județene sau locale, prin Comitetul Local de Situații de Urgență sau Comitetul Județean de Situații de Urgență. Sunt niște reguli, trebuie să le respectăm, pentru că altfel, știți cum, și tot așa ca un, ca
ca un apel chiar acum către hârșoveni, să ignorăm acele persoane care zic, stau să respecte regula aia, dar ce eu sunt oaia din cârd. Da? Nu este așa. Atunci când în orice stat civilizat, în orice stat democrat, există niște reguli ce trebuie respectate, nu înseamnă automat că cineva, știu eu, ne coordonează prin niște... Bill Gates, ar fi, de ar fi un copușar în spate. Ce? Nu. La fel am mai spus, am dat acest exemplu. Poate mie nu-mi place să stau la culoarea roșie a semaforului. Ce fac acum? Mă pun și trec pe roșu? Că nu-mi place mie. Mă controlează cineva, da, mă controlează prin programul la... pus nu, la semafor. Nu, dacă este o regulă, la roșu ne oprim, la verde traversăm, așa și aici. Este o pandemie, vedem în jurul nostru, în țările din jurul nostru și nu numai în Europa și în lume, că există o pandemie, sunt niște reguli, haide să le respectăm, atât tot. Că era acel exercițiu de imaginație, doamne, dacă toți am face un efort și poate nu 14 zile, ci o lună de zile ne-am închide toți în casă și ar fi stop, poate că ar dispărea de la sine mai repede. Nu se poate acest lucru, dar cel puțin haideți să... Și am avut acest apel și se pare că hârșovenii l-au înțeles și vom trece. Până la urmă este vorba de sănătatea fiecăruia dintre noi, este vorba despre a avea grijă de apropiații noștri, mai ales de cei care sunt vulnerabili și evident mă refer la cei mai în vârstă, dar și cei care au alte probleme de sănătate care se pot agrava chiar iremediabil. Și avem foarte multe cazuri în care oameni care și-au exprimat în spațiul public părerea că nu e domne nimic, e doar o gripă, e doar așa, ulterior au avut mari probleme. Exact, atunci... eu acest lucru am spus. Haideți să fim precauți și să nu ajungem în situația în care să credem pe propria noastră piele. Exact, e cel mai bine. Da. Unul din sectoarele de activitate afectate profund, aș spune, de pandemie, dincolo de aspectul economic, eu știu, de problemele pe care le au întreprinzătorii, în special cei mici și mijlocii, pentru că nu pot duce această povară la un moment dat a lipsei de activitate, unul dintre domenii este educația. Și acest mod de a face școală online pe care eu știu, cei care ne conduc guvernul a decis să se întâmple așa, să nu se meargă la școală, este foarte greu pentru copii de urmat acest stil de a face școală. Da. Unii dintre ei nici măcar nu au accesul la internet, nu au aceste tablete sau telefoane inteligente. Cum e situația în Hârșova? Aș vrea să vă întreb cum simțiți copiii că parcurg această perioadă? Eu vă pot spune în primul rând din prisma de părinte. Băiatul 14 ani, merge 14 ani, fata 13 ani, sunt la școală, clasa 7, mulțumesc la toată lumea. Clasa 7 băiatul, clasa 6 fata. Și fac lecții online. Când vin de la muncă, chiar aseară am venit în jur de ora 6, fiecare era în camera lui, cu tableta sau cu telefonul. Eu le recomand pe tabletă că e mai mare. Da, e puțin mai mare, dar poate că este mult mai facil prin telefon. Și făceau lecțiile. E adevărat că este ceva nou pentru toată lumea. Și pentru noi ca părinți, pentru că ulterior, dar acum spun din punctul meu de vedere, chiar îmi trezește niște amintiri din copilărie, da? Pentru că mai facem o matematică împreună, o geometrie, mai fac o fizică, mai facem și o chimie, ne mai reamintim.
Practic ne-a conectat și pe noi părinții și pe noi. Realitățile școlii. Spune, acum, fără supărare, cei care știu își reamintesc, cei care nu au învățat momentul respectiv învață acum, pentru că ar trebui să avem totuși o mini de cultură generală. Înțelegeți? Da. Și noi ca părinți, ca să putem pe urmă să ne sfătuim copiii. Dar reclamă foarte mult copiii mei și bănuiesc că toți, de-aia spun acum, ca o paranteză, fără să deranjez, fără să supăr pe nimeni, vreau să această problemă să o discut poate la modul personal, din prisma de părinte. Pentru că din prisma de primar, voi spune, lucrurile sunt, mă rog, îndreptate pe o direcție, știm ce avem de făcut, am mai făcut și vom face mai departe. Dar ca părinți, știți cum e, tot timpul apare o nouă provocare, astăzi am învățat, știu eu, am recapitulat teorema lui Pitagora și mâine o să fac nu știu ce problemă de privind gradul de elasticitate al unui obiect. Da? Da. Și părinții vor trebui să suplinească, să spunem, această lipsă de socializare pe care copiii o reclamă. Este foarte importantă socializarea și acum, în aceste momente, ei trebuie să învețe, da, și trebuie să învețe acest lucru. Ce să spun? Mă bucur, am mai spus-o și o voi repeta, că pe noi, să spunem, ne-a prins pandemia, ne-a prins pregătiți. Dar nu neapărat pentru că era pandemie, ci pentru că acesta, mă rog, sau n-a fi gândit noi că urmează să vină o pandemie, n-avea cine să gândească acest lucru, ci pentru că am conștientizat la momentul respectiv că acesta este viitorul și am rugat și am avut deschidere din partea școlilor să demarăm această aplicație, cum îi spunem noi pe scurt, catalogul online, unde acolo, efectiv, pe această platformă se fac toate lecțiile online. Da. Acum, vis-a-vis de revenind la partea asta ca și primărie, vis-a-vis de dotarea instituțiilor. Exact, aveți o situație, dacă cam câți copii există care au probleme în a se conecta la internet, eu știu. Nu, am spus, nu am cerut această situație, nici nu mi s-a adus la cunoștință, dar nu am cerut pentru că am spus, venim și luăm niște tablete, le dăm în primă fază atunci când vor veni, le vom da, sper să nu se supărime, dar pe criterii, să spunem, sociale. Da. Da. Adică cei care sunt mai vulnerabili. Da, care sunt mai vulnerabili, da. Dar, în schimb, aici se va ridica următoarea problemă. Bine, există și există o posibilitate de contractare a tabletelor cu cartele direct, da, și apoi plătite, dar în cadrul unui abonament, dar există și posibilitatea achiziționării de tablete fără această cartelă, urmând ca internetul, de exemplu, să fie asigurat acasă, pentru că deja internetul a devenit un lucru, puteți spune, da, normal, da? Și de necesitate. Da, și atunci am avut discuții și am zis, domnule, vom analiza fiecare caz, că este normal, nu vor fi 100.000 de cazuri, vor fi, știu eu, 20, 30, 40 de cazuri pe care vreau să le analizez efectiv punctual. Dar vreau să fie foarte clar pusă problema că nu se poate reproșa nimic, de exemplu, autorității locale, dacă într-o familie nu există internet, pentru că, să spunem, că nu își permite acest lucru, își permite familia respectivă, dar dacă facem o anchetă socială, vom vedea că și mama și tata, bine mersi, fumează câte un pachet de țigări pe zi. A spus, atunci avem o problemă. Da? Adică autoritatea locală vine în întâmpinarea cetățeanului. Dar și cetățeanul trebuie să fie responsabil că înainte de a face, și spune, era vorba aceea, nu te întreba ce poți să faci pentru țară, nu este vorba, de fapt este un citat celebru, da, al Kennedy, da? Nu te întreba ce poți să faci tu pentru țară, gândește ce poți să facă, ce poți să facă țara pentru tine, ce poți să faci tu pentru țară, da? La fel, doamne, are să nu, și nu o spun ca pe o scuză, sunt nicio fonă ce o spun, pentru a, să spun eu, a însămânța acolo unde nu este însămânțat acest simț al responsabilității față, în primul rând, față de noi, față de familiile noastre, da? În momentul în care nu avem, să spunem, revenind acum la cazul acesta particular, nu avem internet acasă, să vină să ne dea primăria internet acasă, dar noi, bine mersi, când facem ancheta socială, vedem că
e vreo trainică pe banii noștri, bineînțeles, nu pe banii statului, atunci avem o problemă. Ce este prioritar pentru tine ca familie? Prioritar este educația copilului sau este viciul personal? Da, știu că sună puțin de aici, dar asta e realitatea. Aici intrăm într-o Altă discuție. Într-o altă discuție în care putem să ne gândim și la faptul că acești copii care vin din astfel de familii sunt în care nevinovați. Exact, sunt nevinovați. Știu, corect. Și atunci gândim, avem acel centru de zi pentru copii after school, da, momentan activitățile acolo s-au suspendat pentru că știm, da, e situația de așa natură, dar ne gândim să asigurăm acolo, oricum acum există internetul wireless acolo în centru de zi pentru after school, în centru de zi pentru copii, există internetul wireless și chiar mă gândesc că sunt două clase acolo, asta înseamnă undeva la 40 de tablete, da, dacă să dotăm, să achiziționăm și să dăm pe inventar centrului, astfel încât copiii ce nu au acasă internet să poată veni acolo. Da? Să-și facă temele. Vedem, stabilim. V-am spus, nu vor fi 100 de cazuri. Și acolo avem limita de 40 de copii. Da? Acum, nu știu, vom vedea cu distanțarea, probabil că în loc de 40 vor fi doar 20 de copii, 10 cu 10. Dar să vedem cine nu are internet acasă, chiar dacă vom dota cu tablete, tableta o va lăsa acasă, probabil, și cu siguranță vor avea niște softuri presetate pentru a se juca, pentru a-și dezvolta anumite opțiuni copilul. Dar când va avea teme de făcut, să vină la centru de zi pentru copii, acolo avem internet și toată lumea este mulțumită. Acasă vei avea tableta până când părinții vor achiziționa serviciul de internet. Vor avea tableta să se joace, să familiarizeze, pentru că ne convine, cum o spun, ne convine, acesta este viitorul și trebuie să primim aceste dispozitive ca un lucru ușor normal. Da, și până la urmă, nu cred că este un efort atât de mare. Vedem, există operatori de telefonie care de aia vreau să spun, știți cum e? Am fost, sunt și voi fi tot timpul adeptul acelei zicale. Nu vreau să-ți dau să mănânci pește, îți dau unde să te învăț să pescuiești. Da? La fel se va întâmpla și la Hârșova. În momentul de față pot să vă spun că în seara asta, chiar discutând, astăzi fiind miercuri, 25 noiembrie, la ora 6, în sala mare a Casei de Cultură, va fi ședință de Consiliu Ordinar. Pe ordinea de zi, fiind trei proiecte ce vin în sprijinul sistemului de educație din Hârșova, un proiect privind dotarea cu tablete și cu tablet smart a instituțiilor de învățământ, iar alte două proiecte privind dotarea cu echipamente de protecție pentru școli. Sanitar. Da, și sanitar, și nu numai, și lămpi ultraviolete, și tunuri din acelea. Da. Tot ceea ce înseamnă echipament de protecție pentru combaterea virusului. Da. Deci noi depunem. Vor fi proiecte pe fonduri europene. Știm cu toții, s-a auzit că se deschide această axă. Timpul trece foarte repede. 15 ianuarie este termenul limită de depunere a acestora. Acesta e motivul pentru care am pus pe ordinea de zi în seara asta. Aceste proiecte au fost și joia trecută, dar nu vreau să dezvolt pe un motiv banal, penibil, că este COVID-ul, nu s-a mai prezentat și n-a fost vorum și atunci a trebuit să am în ședința. Nu pot participa online? Ba da, ar fi putut să participe și online, dar e mult mai comod să spui, dole, nu venim pentru că și gata, ne-a spălat pe mâini. Până la urmă ai fost ales consilier, asta este munca ta și trebuie să o respecti. Până la muncă, le-am spus și voi repeta tot timpul, și eu, dar și consilierii am depus un jurământ. Exact. Față de comunitatea noastră, da? Acum ține de caracterul fiecăruia să ne respectăm acest jurământ. Și mai mult de atât, chiar nu vreau să comentez, mă opresc. Deci, revenind, autoritatea locală a depus și am spus cum se vor deschide anumite proiecte, cum vom depune
documentația pentru accesarea lor. Eu zic că este bine. Știu că ați avut un proces cu Asociația Elevilor. Da. S-a finalizat, da. Cum era de așteptat, pentru că, bineînțeles, am mai spus și fără, să fie foarte clară treaba. Hotărâri judecătorești se execută, nu se discută. Dar totuși, acum, dându-se hotărâri, am permis să o comentez, da? Se va pune în aplicare, bineînțeles, o hotărâri judecătorească prin care și autoritatea locală anticipam treaba asta, pentru că am văzut prin județ că și alte primării s-au întâmplat. Și atunci am spus, doamne, normal că judecătorii au venit poate într-o, doamne, hai cum să nu dăm burse copiilor, hai să dăm burse copiilor și vă obligăm pe voi autoritatea locală să inițiați o hotărâre de consiliu în acest sens. Perfect. Dar nu se rezolvă problema. Vom da o hotărâre de consiliu prin care instanța ne obligă, aștept motivarea, da, și după aceea vom da această hotărâre, prin care instanța ne obligă să bugetăm. Ok, vom bugeta. Și dacă nu sunt bani, de unde dăm? Am mai spus, această problemă este o problemă destul de... nu este grea, dar trebuie puțin discutată și analizată. E un fel de pasare a cartofului fierbinte de la autoritatea centrală către fără să fiu autoritățile locale, fără să fiu, nu. Care nu au bani, practic. Fără să fiu răutăcios, la momentul respectiv, toată această acțiune a început de către Asociația Elevilor. Îi felicit cu ocazia asta, dar aștept să-i cunosc, pentru că au tot spus, vrem să venim, și nici nu au venit și până acum. Undeva... vreau să vă spun că sunt probleme și dacă nu știu, îi aștept la Hârciova să ne cunoaște și să le explic. Sunt probleme în județ, chiar în localitățile din jurul orașului Hârciova, mai grave decât faptul că nu primesc copiii burse. Spre exemplu, din informațiile mele, copiii care vin de la comune nu li se decontează. Nu toate comune, adevărat, dar sunt comune ce nu decontează transportul copiilor la școală. Da? Este o problemă, pentru că lezează practic dreptul copilului la educație. Da? O luăm așa pentru că a fost, zic eu, este părerea mea, așa a fost o armă, hai să ne facem imagine, poate anumiți și s-au folosit de... Pentru că le-am spus foarte clar, există în mod de față o hotărâre de guvern. Această hotărâre, deci, este atributul guvernului, indiferent de culoarea pe care o are, să stabilească cuantumul unei burse. Acesta este punctul, pasul 1. Da? Cât timp nu se stabilește cuantumul unei burse, tot timpul vor exista inechități între localități. Vor fi localități ce vor avea bugete și își vor permite să dea burse, să le spunem, acceptabile, și vor fi alte localități ce nu își vor permite și atunci vor da niște burse derizorii. Sau vor spune, doamne, am bugetat, ca și a spus instanța, să bugetăm, dar dacă nu avem resursa financiară, nu avem de unde să dăm. La momentul respectiv, Asociația Orașului din România chiar a tras un semnal de alarmă prin care spunea, dom'le, în momentul în care, să spunem, cum ați spus, se pasează la autoritatea locală, veniți și cu sursa de finanțare. Nu puteți de la centru să stabiliți o cheltuială în spatele autorității locale și vă descurcați de unde faceți rost de bani. Mai. Nu este normal treaba asta. Și la momentul respectiv, faimosul președinte executiv al AORE chiar a spus, mă rog, a făcut o afirmație foarte ciudată, dar se poate interpreta. Și zero este tot un număr de burse. Da? Bine, da. Omul a vrut să fie puțin retoric, dar eu aici vreau să trag un semnal de alarmă în faptul că dacă se intră în instanță și se câștigă, nu înseamnă automat că aceste burse vor putea fi acordate. Pentru că sunt mulți factori, cum spuneam, consiliile de administrație trebuie să stabilească criteriile prin care se vor acorda aceste burse. Există prin legea educației un cadru foarte lejer. Doar dacă ai peste 7,50, poți lua bursă. Poți lua bursă, da. Lucrurile nu stau chiar așa. Vreau să vă spun că în Hârciova, și cu această ocazie felicit, dar totuși și aici, trag puțină așa... ridică o problemă de analizat, să spunem, da? Când ai o clasă de 20-25 de persoane în care toți au peste 8-50, avem o problemă, părerea mea. Avem o problemă, pentru că am făcut și noi școală și știam că mai erau și copii de
5 copii de 6 și copii de 7, alții mai rămâneau și repetenți, da, și nu se supăra nimeni și nu era o tragedie și nici, da? Acum avem foarte bine, eu mă bucur. Dacă sunt... Poate aveți un caz excepțional de copii care... Corect. Învață total, toți. Da, total de acord. Și atunci vine întrebarea în felul următor. Cât stau minim bursele? Care este cuantumul lor? Pentru că după aceea, autoritatea locală, rolul autorității locale este să primească toate rezultatele, să poată să bugeteze ca să se asigure banii. Da? Și atunci trebuie să gândim, doamne, câți copii cu bursă avem? Păi avem 1200. Din câți? Din 1400. Wow! E o problemă, da? Vrem să o recunoaștem sau nu, dar este o problemă. Bun, mergem mai departe. Nu contează că s-au stabilit sau nu s-au stabilit sau ce criterii s-au stabilit. Bun. Care este cuantumul bursei? Că dacă avem 1000 de burse cu 100 de lei, înmulțit cu 12 luni, vom vedea că este o sumă, se creează o presiune bugetară. Dacă facem 1000 de burse cu 5 lei, putem să dăm bursele, dar este o sumă derizorie. Nu găsește scopul. Da? Deci lucrurile sunt de analizat. Am mai spus și drag la fel, încă o dată, atenția, faptul că vine instanța și spune așa, până hotărâm ca să bugetați, să dați burse. Consiliul Local Hârșova, prin primar. Da? Bun. Păi nu cred că poate o instanță, sau poate că instanța este instanță, da? Mai ales dacă rămâne definitivă, nu discutăm, dar nu știu cât de legal este ca eu, cetățeanul hârșovean, să plătesc bursă unui copil care învață la Hârșova adevărat, dar și are domiciliul în altă localitate. Adică din taxele și impozitele locale ale orașului Hârșova, eu trebuie să asigur funcționarea orașului și, un trai bun pentru hârșovenii, mă rog, pentru cetățenii orașului Hârșova, pentru hârșoveni, punct. Da? Pentru cei care își au domiciliul în orașul Hârșova. Nu pot să mă duc să să dau un ajutor social, să spunem, unui bătrân din altă localitate. Nu pot să asigur, am avut o acțiune și pe această ocazie, cu această ocazie vreau să mulțumesc Lion. Lions Club, da? Constanța, da. Lions Club. Am voie, nu? Da. Este o organizație de voluntariat. De voluntariat, exact. Întâmplător fac și o parte din ea. Da. Ok, vreau să da, mă înțeleg. Spun că e voluntariat, da, deci da, okay, e un deci, ONG. Da. Am mers foarte mult, vedeți, mai avem acolo în Hârșova, mai avem un ONG. Sunt supărați unii că, vai, este asociația... Nu este nicio asociație a primarului, este o asociație pe care în 2011 am înființat-o, fac o paranteză, dar nu mai este a mea, am predat-o de când am ajuns primar, nu am voie, dar prin această asociație, ca și cu Lion, să facem activități, acțiuni, cum vreți să le spunem, prin care ajutăm copiii. Prin această asociație și un întreprinzător local, ocazie cu care îi mulțumesc încă o dată, domnul Roșu Vasile, din SC Dial, a sponsorizat... Ultima sponsorizare fiind de niște tablete grafice și 10 dacă nu mă înșel, și 5 table smart, da, ultima generație, da, pentru școli. Pentru școli. Încă o dată mulțumesc pentru acest sprijin, acest ajutor. Adică se pot face și lucruri bune, nu neapărat să căutăm chichițe cum fac unii. Noi ne vedem în drumul nostru și... Dar, cum spuneam, eu din banii, din taxe și impozitele hârșovenilor, eu trebuie să ajut cetățeni care și-au domiciliu în Hârșova. Îmi explică și mie cineva cum pot eu, legal, să asigur bursă pentru copii din alte localități? Da, și atunci, este o problemă, pentru că va fi unul din criteriile. Este adevărat, dom'le, învață la Hârșova. Pentru că nu are liceu în localitatea sa. Dar asta nu înseamnă că... Acesta este motivul pentru care toți copiii trebuie să fie egali. Și pentru a se asigura egalitate, bursele trebuie să vină de la centru. Este părerea mea. Da, eu vă spun sincer că
apreciez, am urmărit în decursul anilor activitatea acestei asociații a elevilor. Nu întotdeauna am fost de acord cu acțiunile lor, dar nu ăsta este scopul, să fiu eu sau dumneavoastră de acord. Da, exact, cu... da, da, da. Ei au o agendă și o spun în sensul bun al cuvântului, nu o agendă ascunsă, o agendă, așa cred ei că pot ajuta colegii, copiii, adică elevii, nu? Da, da. Și sincer îi încurajez să, da, să și eu... în continuare să aibă astfel de acțiuni, pentru că corect, dar sesizăm faptul și doar atâta, da. Sesizăm faptul că în ultimii ani, 10-20 de ani, observăm că nu avem o clasă a tineretului, a studenților în special, da. Care să fie activă pe plan social. Care să, ceea ce se întâmplă oriunde în țările civilizate, unde vedem că marile schimbări le aduc tinerii. Dar le aduc tineri, pentru că ei sunt un pic inconștienți în sensul adevărat, bun. Este adevărat, dar acum haideți să fim și au curajul de a o face. Da, și atunci... Să fim realiști, să recunoaștem faptul că în țările, cum ne spunem noi, alte, și nu este civilizat. Nu, cu o democrație mai veche. Mai dezvoltată. Acolo în spate sunt tinerii sunt susținuți de, cum spuneam, de astfel de ONG-uri, da? Nu sunt susținuți sau canalizați de anumite grupuri de interese politice, da, interese, da, politice. Acesta e motivul pentru care am spus încurajat și am felicit încă o dată pe tinerii din Asociația Elevilor. În schimb, până acum 4 ani am intrat în al doilea mandat, nu ne-am văzut deloc. Deși au spus, da, vrem iată, să... Am mai spus pe această cale renoiți această invitație, da, și da, se va întâmpla să vă întâlniți. Sunt convins că sunt niște copii de toate izbrava. Cu siguranță, cu siguranță. Dar acesta e motivul pentru care vreau să discutăm și să spunem, hai să ne punem puțin și să căutăm faptul că, doamne, venim și dăm în judecată, nu vor zice primăria Hârșova, de orice primărie. Nu discutăm, noi dăm în judecată. Bine, ați dat în judecată. Și s-a rezolvat problema. Adică trebuie și lor să le explicăm, pentru că au început să intre în viață, se vor lovi de multe astfel de probleme și nu înseamnă că, doamne, am câștigat un proces, am reușit. Nu. Am câștigat un proces și vom vedea cum se va putea pune în... Să spunem că poate pentru ei și este o victorie morală. Cu siguranță, și, cu siguranță, da. Și nu este și... Care și încurajează... Este un semnal de alarmă transformațiu exact. Sistemului. Exact. Pentru că aici nu este o problemă exact. Că vrea sau că nu vrea un primar. Nu, departe de mine. Problema e dacă poate. Problema dacă este poate, da. Pentru că am mai spus, doamne, nu știu, dar și eu mi-aș dori să dau bursele pe care, în cuantumul pe care îl primești eu copiii din localități, din municipii de județ. De județ, da. Dar nu avem bugetul acela. Și atunci ne trezim că la Hârșova nu înseamnă că suntem un oraș sărăcăcios, dar nici un oraș bogat. În momentul de față le-am mai zis, tot ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului, secțiunea de dezvoltare a orașului, este asigurată din bani extra. Deci nu sunt din taxele și impozitele hârșovenilor, sunt bani pentru care primarul, ca să-i treaba primarului să demareze proiecte și să alege după finanțare. Da? Deci, în momentul de față, Hârșova asigură doar funcționarea din taxele și impozitele cetățenilor. Nu își poate asigura dezvoltarea. Da? Și atunci ne gândim, ce facem? De unde luăm? De unde tăiem? Da. Iar educația, dacă mă întrebați pe mine, nu vreau să supăr pe nimeni, dar pe un 1, 2, 3 chiar trebuie să fie pe locul 1. Pe locul 2 aici sănătatea sau apărarea, dar educația trebuie să fie pe locul 1. Nu investești în educație, dar nu ai viitor. Da, dacă nu ai educație, nu vei avea nici sănătate, nu vei avea nici apărare, nu vei avea nici administrație publică, nu vei avea nimic. Dar, nici măcar mediul de afaceri. Nici măcar mediul de afaceri, exact. Așa da. Deci educația este pe primul loc. Dar haideți să o gândim, să o facem responsabil, să nu fie așa la modul, heirupist. Heirupist și hai să arătăm că noi ne mișcăm și că încercăm să nu. Haideți să facem ceva. Da, să sperăm că iată, acest mesaj poate va ajunge la cei de la Asociația Elevilor, da, și cu siguranță vă veți întâlni
Sunt convins că și de ei exemplu, au învățat foarte mult de la, toți avem de învățat, de la da. Dumneavoastră ca și primar și de la ceilalți primari. Vreau să vă spun în felul următor și las doar așa și ca pe o curiozitate, da? Nu, dar da. Dacă vor avea această curiozitate să vină și să ne cunoaștem, le voi arăta câți bani pe capitolul educație, câți bani am investit în educație în Hârșova. Poate că nu se văd. În general, în educație nu prea se văd banii. Da, nu... Se văd când vedem oamenii rezultate. Da, se văd, da. Ce devin oamenii exact, mai da. Târziu. Dar îi invit și le voi arăta câți bani am investit în educație. Și atunci i-aș întreba, ce preferați? Să nu mai facem treaba asta și atunci pot da pe burse. N-am nicio problemă. Dar nu putem și acolo și acolo încă. Eu mi-aș dori. Aș dori să am un buget de sute de milioane de euro, cum au da. Alte primării. Poate. Bine, mă refer acum la capitală, nu știu și la... Poate că pe dar... acest mandat al dumneavoastră veți reuși să, bineînțeles, să continuați proiectele pe care le-ați... Cu siguranță, proiectele începute. Începute și care sunt aflate în demarare și, în continuare, noi proiecte, se deschide un nou cadru multianual de finanțare europeană, 21-27, și evident că orice proiect european implementat la nivelul unui oraș precum Hârșova va contribui la creșterea bunăstării nivelului de trai al locuitorilor și atunci poate că și orașul încet încet va putea obține va putea obține bani da. Bine, acum v-am mai spus cu care să finanțeze repet încă o dată, nu am nimic împotriva burselor, dar vreau ca aceste, și o spun ca hârșovean, vreau ca aceste burse, și cu asta închid, de aia spun, repet, dar închid, da? Cred că m-am făcut destul de clar înțeles, aceste burse, dacă nu se vor putea asigura, mai trebuie stabilit un quantum ca să asigurăm o egalitate, da? Pentru toți din țară, toți copiii din țară, în funcție de valoarea notelor, da? Dacă nu se va face acest quantum, nu se va stabili acest quantum, atunci rămâne la aprecierea autorităților locale în funcție de putere. Dar eu vă spun, și dacă supăr pe cineva, asta este, nu voi fi niciodată de acord să asigur burse pentru copiii care nu și-au domiciliul în orașul Hârșova. Nu este normal, nu este legal, nu este corect. Fiecare. Și atunci, iar ne trezim într-o altă problemă. Dacă eu, ca și primăria Hârșova, stabilesc un quantum de, nu știu, X lei și comunele din zonă nu vor avea această putere, mă voi trezi că sunt copii din cadrul același liceu, este adevărat, sau cu aceleași școli gimnaziale. Cu aceleași note, cu aceleași care note vor avea bursă care și-au domiciliul în Hârșova vor avea o sumă X și au domiciliul în Hârșova vor avea o sumă mai micuță sau poate chiar deloc. Vedeți? Da. Da. Dar cu siguranță am în acești 4 ani în atenție și acest lucru. Acest e motivul pentru care am spus în ultimii 4, mă rog, în primul mandat, la fiecare sfârșit de an, tocmai pentru că nu aveam această posibilitate cu bursele, nefiind criterii și, da? Dar în fiecare sfârșit de an eu am premiat, să spunem, meritoșii orașului. Da. Și invit pe tinerii din Asociația Liberă să vadă și acest lucru. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat discuția și prezența în studioul nostru. Mulțumesc și pentru invitație. Nu vă întreb despre proiectele mari. Sper să avem această discuție în curând și în curând, în probabil, dar în am spus vis-a-vis de proiectele mari, lucrurile se vor mișca. Da, le-am spus la sfârșitul primului mandat, le-am repetat și mi le asum pentru următorul mandat. Cred că nu are rost să mai spun despre ele. Rețeaua trebuie de gaze, să las rezultatele. Statutul să, de stațiune da. Și de gaze, portul. Statutul de stațiune balneară și dezvoltarea portului. Începem port de agrement. Dacă se va putea, suntem în niște discuții și poate o dezvoltare din punct de vedere industrial a portului Hârșova. Vom vedea cum va dori Dumnezeu. Noi trebuie să muncim. Vom discuta pe această temă. Eu zic să lăsăm rezultatele să da. Vorbească. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici ne oprim cu emisiunea de astăzi de la Constanța News TV.
Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire să aveți parte de tot ce este mai bun.